Accidentul s-a produs pe drumul dintre Drobeta, Turnu Severin și Târgu Jiu, în comuna Malovăț. Cei doi pietoni locuiau în apropiere și încercau să traverseze drumul ca să ajungă acasă, în momentul în care au fost surprinși de un tânăr de 19 ani. Impactul a fost violent. Mama șoferului spune că tânărul a sunat-o disperat că a făcut accident. În fața noastră și de drumul ei veniți repede după noi. Atât de rezi nimeni, nu știu, și plecarăm repede după ei. Unde erau pietonii? Pe mijlocul străzii. După ce au consultat victimele, medicii au constatat că starea uneia dintre ele este foarte gravă. Polițiștii au declanșat o anchetă în cazul acestui accident. Pacientul e în comă, gradul 2/3, cu luxație scapulă humerală dreaptă și cu fractură membru drept. Un autobuz matriculat în județul Mărinți. Ce se deplasa? Pe drumul național 67, în localitatea Malovăț, din direcția de mers alângă către Broșteni, în zona kilometrului 10, a acroșat două persoane de sex masculin, pietoni, care se aflau în traversarea neregulamentară a drumului. În continuare efectuăm cercetări în vederea stabilirii tuturor condițiilor și împrejurările producerea acestui accident. Tânărul șofer a fost testat cu aparatul etilotest, dar nu consumase băuturi alcoolice.